scurtă forma de fata. Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou vlog, adică, da, e vlog, în care o să vorbim despre ce surpriză Bacul din 2015. Deci am așteptat atât de mult să vorbesc despre acest subiect, păi am vrut să am toate rezultatele, am făcut și contestație și am vrut să vorbesc după contestație despre tot. Per total am luat 7,76, ceea ce nu e chiar rău, e chiar destul de bine. Ideea era să îl iau, deci asta era ideea mea la începutul anului. Adică ziceam, băi, să iau și eu 6 și ceva și sunt fericit, nu mai să mă văd trecut. După aia, când am mai venit în coace așa, dinainte de bac, cu vreo lună, ziceam, hai bă, cu 7 pot să iau și eu, chiar peste 7. Și după ce am dat bacul, efectiv am zis, bă, cred că iau peste 8. De ce mi-a fost cel mai frică, am scăpat, să zic așa, mi-a fost frică la matematică, dar a fost super simplu și chit că nu prea m-am eu așa bine cu matematica. Am luat 7,75. La română, unde am fost cel mai liniștit și ziceam că au peste 9, am luat 7,35, cea mai mică notă dintre toate și chiar am stat liniștit așa după prima probă de bac, eram, băi, iau peste 9 la română și o să-mi iasă media peste 8, poate. N-a fost să fie, s-a corectat în alt județ și bineînțeles că n-a mers cum a trebuit, aparent. N-am fost suficient de bine pregătit la română. Oricum, la fizică am luat 8,20, cea mai mare notă dintre cele 3 probe. A fost ok, atât că fizică chiar știam, bine, chit că nu-mi place fizica, pentru că mulți m-au întrebat de ce nu te duci mai departe pe ceva bazat de fizică, dacă tot îți place fizica, nu-mi place fizica, doar că știu, e o diferență. Oricum, acum... Acesta este al patrulea clip pe ziua de astăzi, da, știu că n-am nicio legătură cu bacul în aparență, dar ieri am fost să văd rezultatele după contestație, am făcut contestație la română și am luat tot 7,35, de fapt mi-a dat 7,10, mi-a scăzut, a rămas aceeași notă totuși, 7,35 că trebuia să fie diferența de minim jumătate de punct, așa că spre norocul meu a rămas aceeași medie de 7,76 și la română 7,35. Bun, ziceam că ăsta e al patrulea clip pentru că ieri n-am pus decât unul singur, îmi cer scuze, dar nu mai aveam nimic filmat în avans și ieri am simțit nevoia să iau și eu o zi de pauză pentru că tot așa după ce am terminat cu bacul am luat decât o singură zi de vacanță, să zic așa, adică pauză de la tot de la YouTube și simțeam pur și simplu că n-am chef, ieri n-am jucat mai nimic. Am jucat puțin pe seară, dar așa toată ziua de dimineață când am fost și am văzut rezultatul, mă rog. Am fost până la liceu, nu erau afișate și am aflat acasă pe internet. Deci de dimineață până seara am stat mult pe afară, m-am uitat la un film, m-am uitat la LCS. Și cam așa, cam asta a fost ziua mea de ieri și probabil că o să mai iau vreo 2 zile libere, dar nu stați liniștiți. Data asta o să filmez în avans și o să am și atunci când o să am, spre exemplu, 9 clipuri sau 12 clipuri pentru 3 sau 4 zile, abia atunci o să-mi iau și 3 sau 4 zile libere, pentru că în momentul de față ziua de ieri mi-a prins foarte bine, pentru că nu aveam nici pic de chef și astăzi am chef, ca prin urmare o să pun astăzi și mâine câte 4 clipuri ca să recuperez ce nu am postat și îmi cer scuze și vreau să vă mulțumesc pentru activitatea de ultima vreme. Din nou, chiar m-au motivat acele clipuri la care am strâns peste 1000 de like-uri și destul de multe vizualizări având în vedere că credeam că am un canal mort, să zic așa, pentru că, hei, am făcut-o cu mâna mea, mi-am luat multe pauze, de asta dacă mi-au pauză, mi-au pauză cu capriciul pregătit dinainte. Oricum, vă mulțumesc pentru 55.000 de subscriber pe YouTube, astăzi am ajuns, adică fix în momentul de față am 54.999, adică m-am uitat eu, bine, probabil între timp am mai făcut un subscriber și am ajuns la 55.000 sau chiar mai mult, pentru că asta nu se actualizează așa la subscriber, se actualizează și la ceva timp. Da, e chiar fain așa, 54.999. Bun, și pe Facebook avem 7.722 de like-uri și vă mulțumesc și pentru asta. O să vă las pagina de Facebook în descriere în cazul în care vreți să lăsați acolo și un like, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă, pentru că acolo postez
și chestii în afara YouTube-ului legate de diverse lucruri. Spre exemplu, am postat o groază de chestii legate de BAC. Da, nu e cel mai drăguț lucru. Oricum, săptămâna viitoare o să fiu plecat 2 zile, o să fiu plecat probabil marți și miercuri, pentru că trebuie să mă înscriu la facultate și după aia o săptămâna cât următoare, adică stai, astăzi să mă dați, deci nu săptămâna asta care vine următoarea, trebuie să mai mă duc să dau un examen din câte am înțeles la engleză, pentru că eu o să mă duc la facultate cu predare în limba engleză, la AS, la București, la cibernetică, la informatică economică cu predare în limba engleză, dar ca să zicem așa tot, o să mă duc marți sau miercuri să mă înscriu, oricum 2 zile o să plec, dar o să am clipuri filmate dinainte, pentru că deja m-au apucat să-mi filmez, am deja câteva clipuri salvate și atunci o să fie tot așa un fel de mini pauză, deși nu o să fie chiar pauză, mă duc la București cu treaba, nu mă duc așa în... așa să-mi iau o pauză pentru mine. Oricum, cam asta am avut de zis momentan. Dacă aveți întrebări să-mi lăsați, puteți să faceți în secțiunea de comentarii sau pe Facebook dacă e ceva mai... sincer, nu știu. Dacă aveți să mă întrebați ceva, dar nu chestii de genul de unde am și eu Minecraft-ul sau 12.000 Minecraft-ul sau nu știu ce, bla 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 bla, chestii care se pot găsi pe Google. Dacă răspunsul tău se găsește pe Google, nu o să răspund, deci nu o să ziceți că sunt esenție că nu vreau să răspund, ci pur și simplu nu mi se pare normal să răspund la întrebări pe care poți să le găsești pe Google, așa că răspund și eu la chestiile mai diferite. Și ce vreau să subliniez, nu am doar tricouri albastre, pentru că până acum toată lumea a venit, mi-a bătut decât tricouri albastre, adică serios, nu, doar că îmi place albastru, asta e tot. Oricum, vă mulțumesc pentru vizualizare, nu ezitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest lucru, vă prea vreau să vă placă, pentru că e doar un clip informativ în care v-am zis notele mele de la BAC și de ce am lipsit și ce o să fac. Până la viitoare, eu am fost Cristi, bye bye!